Bine v-am găsit la știrile TV Rădăuți. Sunt Luana Popovici și vă prezint principalele știri ale zilei. Candidatul din partea PNL la primăria Rădăuți, Cătălin Miron, și-a prezentat proiectele prin care speră că va îmbunătăți situația actuală în care se află rădăuțenii. Principalele proiecte propuse de Cătălin Miron vizează modernizarea infrastructurii rutiere, crearea de noi locuri de muncă prin facilități fiscale acordate investitorilor, extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, construirea unui complex sportiv constând într-un stadion cu 5.000 de locuri, o sală polivalentă, un bazin de înot, precum și terenuri de sport multifuncționale. De asemenea, acesta își dorește să realizeze reabilitarea centrului istoric și a zonei centrale, amenajarea de parcări, reabilitarea termică a blocurilor, angrenarea pe bază de voluntariat a învățătorilor și profesorilor pensionari în cercurile școlare, precum și în tabere școlare finanțate din bugetul local, înființarea clubului pensionarilor, crearea de evenimente culturale, suspendarea plăților impozitelor pentru imobilul în care locuiește o singură persoană vârstnică. Cătălin Miron își dorește să sprijine activitatea sportivă din Rădăuți prin încurajarea mediului privat de afaceri de a promova o echipă de fotbal în Liga Națională și acordarea în mod transparent de sprijin financiar pentru toate bisericile creștine din municipiul Rădăuți. Cătălin Miron este președintele filialei PNL Rădăuți, candidatul la funcția de primar al orașului Rădăuți, la alegerile locale care vor avea loc pe 5 iunie.